cuplu de pensionari și-a vândut casa pentru a locui permanent pe vase de croazieră. Cei doi au constatat că este mai ieftin așa decât să plătească un credit ipotecar. Cei doi au peste 50 de ani și au constatat că este mai ieftin să stai pe vase de croazieră decât să plătești creditul ipotecar, așa că și-au vândut casa. Aceștia cheltuiesc 89 de dolari în medie pe zi pentru cazare, masă și divertisment. Ne place să călătorim și căutăm o modalitate de a călători continuu. Când planific croaziere, încerc să rămân pe aceeași navă cât mai mult timp posibil, atâta timp cât este rentabil, a povestit aceasta conform CNA. Cei doi au pus deoparte câte 135 de dolari pentru a-i cheltui zilnic. Anul acesta ne-am asigurat 86 de zile de croazieră cu un cost mediu de 89 de dolari pe zi pentru amândoi, a spus femeia. Cuplul beneficiază și de avantajele programelor de fidelitate și a obținut reduceri importante în timpul călătoriilor. Casele din zona în care locuiau cei doi au o valoare de peste 980.000 de dolari, iar în ultimul an costul a crescut cu aproximativ 17%.